Da, dragii mei, scumpii mei, spălăm și mașinuța asta, da, bineînțeles, Eno e expertul, îi place foarte mult, adoră mașinile, mai ales gama Mercedes, nu-i așa, Eno? Da, dragii mei, avem un C-Class din 2007. Ce să vă spun despre el? Este motorul de 2.2. O prezentare mică. Este cutie manuală. Așa, nu are pachet AMG. Este 200 cu motor de 2200. Da. Mai ar trebui câteva investiții făcute în ea. Interiorul nu vi-l arăt că e foarte murdar. Clăcerea lui Eno o spele. Haideți să vă prezint puțin interiorul, să nu vă speriați. Da. Are 229.000 de kilometri. Cumpărată de hai să zic un 3 luni de zile, cam așa. O folosim zilnic. Ia uitați și în interior. Cred că a fost spălată de cel puțin 10 ori până acum. Poate și mai bine. Nu vă arăt în portbagaj să nu lăsați un comentariu neplăcut. Dar ați văzut puțin interiorul. Eno, să dai bine pe roți. Hai să vă arăt și puțin motorul. Motorizare foarte bună, consum foarte mic. Aveți aici Avangardulus. Da. O prezentare mică așa pentru noul nostru vlog pe 2024. Opa. Suntem aici la călătoria asta de pe șoseaua Chisilei. Expertul nostru Eno. Dacă încă nu v-ați abonat la noi, abonați-vă la noi pentru următoarele videoclipuri. Sperăm să fim mai profesioniști anul ăsta și mai bine înțeleși. Iacobelus. E acasă. Interiorul e așa cum e. Dar bravo, Eno! Dați-ne un like dacă Eno te pricepe. Vă place cum pregătește el mașinile. E pasiunea lui de a face asta. O plăcere. Ca toți copilașii. Da. Deci acesta a fost noul nostru vlog pe anul 2024. Ianuarie, 6 ianuarie. Sperăm să mai revenim și cu alte videoclipuri cu mașini și cu alte lucruri frumoase, activitățile noastre de zi cu zi. Da. Astea sunt activitățile noastre.
Da. Închem acest video aici, pentru că vreau să-l ajut puțin și la interior, să o pregătim frumos. Este weekend, vrem să o avem curată, mașina. Da, poliția în acțiune. Aici, deci o să au achitile cea mai periculoasă șosea din București. Deci dacă aveți posibilitatea să treceți pe aici, este cea mai periculoasă șosea din București, șoseaua Chitilei. De ce spun lucrul ăsta? În vederea accidentelor, foarte multe accidente aici. Să o evitați cât puteți și dacă conduceți pe aici, să aveți grijă. Numai bine, zi frumoasă vă doresc! Doamne ajută!